13. Omulețul din turtă dulce Într-o zi, o bătrânică se hotărâ să facă un omuleț din turtă dulce. Ca să-i facă hăinuțe, presără pe aluat zahăr din belșug, iar pentru ochi, nas și nasturi, femeia a folosit câteva stafide. Puse apoi omulețul astfel dichisit într-o tavă și îl băgă în cuptor ca să se coacă. Nu trecu mult și auzi dinăuntru un glas subțirel, strigând de mama focului. Lasă-mă să ies! Lasă-mă să ies! De cum deschise bătrâna ușa cuptorului, omulețul din tortă dulce sări din tavă și orul la fugă. Și nu se opri nici după ce ieși din casă. Bătrânica alergă după el strigându-i. Oprește-te! Oprește-te, omulețule din turtă dulce! Fără să se oprească din alergat, acei răspunse râzând. Aleargă tu! Aleargă! Dar să știi, oricât de tare ai fugi, pe un omuleț din turtă dulce nici când nu-l vei opri. După o vreme, omulețul întâlni în cale o vacă, iar aceasta mugi pofticioasă. Ia stai așa! Sunt sigură că ești mult mai bun la gust decât iarba pe care o pasc eu de obicei. alergând ca să scape de vacă, omulețul din turtă dulce dădu peste un cal. Iar acesta necheză cam așa. Trebuie să fii foarte gustos. Numai că nici măcar calul nu se arătă în stare să-l prindă. Iar asta ar făcu pe omulețul din turtă dulce să se laude și mai tare. Nimeni nu mă va înhăța ușor, chiar că ți cel mai iute de picior. Dar tocmai atunci, din tântofiși, din preajmă, săriu o vulpe vicleană. Ia stai, așteaptă omulețule. Vreau să stăm puțin de vorbă, îi strigă ea cu gând să pună laba pe bunătatea de turtă. Numai că omulețul din toată dulce își văzu de alergătura lui și o ținu așa până ajunse la malul unui râu. Ei, doar o apă așa mare nu era el în stare să treacă. Atunci vulpea care se ținuse după el îi vorbi din nou. Dacă te urși pe botul meu, o să te trec apa cum nu se poate mai ușor. Foarte bucuros, omulețul făcând tocmai cum îi spusese cu matra, Atât că, odată ajuns pe malul celălalt, vulpea își scutură botul cum știa ea mai bine, iar omulețul din tortă dulce ajunse drept între colții ei. Și cât ai clipi, îl și hăpăi.